Salutare dragi tovară și bine ați dat click la probabil ultimul sau penultimul video despre Justi. Este ora 0.17, am văzut ce a postat Lospa, așteptam de la ora 5 să posteze Lospa, e alobițeanul meu, omul face videouri foarte bune. Vă las în descriere, în comentarii sau undeva pe lângă capul meu... Uh videoclipul pe care l-a postat. Dacă uit, îmi pare rău. Certați-mă în comentarii, aveți tot dreptul să mă trageți de urechi. Sunt un uituc. Ei bine, a postat în sfârșit video care a fost cu niște dovezi. Wow! Incredibile, senzațional, șoc, 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 să-ți bați copii, rămâi prost, Laser frate. În fine, am spus ultima dată că o să mai fac video pe tema lui Justi, doar dacă mai apare ceva important. Ceva nou, ceva senzațional, exclusiv de prima pagina zilelor, ați primit ideea. Și a postat Lospa, mă rog, de la ora 5 așteptam să posteze clipul ca așa și a zis păstorii, dar l-a postat mai târziu. N-a nimic, a ieșit foarte bun, foarte bun a ieșit videoclipul. Important e că, mă rog, pe lângă ce știam eu și probabil știați și voi că sigur ați urmărit cazul mai mult ca mine, că aveți mai mult timp liber ca mine, um, am văzut, deci Lospa a băgat așa, conversație cu Justi. De primvară, de când a cam început să iasă la iveală un anumit, unul dintre cazurile sale, în care nu prea este justițiar deloc și nu-și merită denumirea, și a vorbit și cu un fost membru din echipa lui, ceea ce pot considera că oficial gata. S-a pus capa. Dacă mai aveați unii dintre voi dubii, inclusiv eu la început credeam că este doar un simp care nu știa să accepte un refuz. Dar, după ce am văzut declarațiile Dianei, de alte fete care au a dus vorba de el decât de Felipe putea să fie, cât de bine putea să limite pe Felipe, mai bine zis, pentru că omul are niște trăsături de Felipe. Mă rog, Felipe la capitolul sănătate mentală e jos de tot, e varză. Mai bag cum să spun, mai începe să mă copieze acum. Ce ziceam eu că făceam anul trecut? A început și el să zică acum în live-ul ăla, a, a avut live-ul ăla cu bătrânei, adică fix ce povesteam eu că făceam anul trecut, a început și el să zică, care are prietenă cu beneficii, că n-a vrut relație și nu știu ce. Eu atunci chiar am avut. Ce mă urmează să zic acum Felipe? Că dacă e să o luăm în ordine cronologică, înseamnă că trebuie să meargă la munte cu Marius și încă doi tovarăși de ei mei. Mă rog, lăsându-l la o parte pe Felipe, că îl știm cu toții. Și el ne știe pe noi. Din păcate, că ne stolcărește. Se uită chiar acum la video ăsta. Salut Felipe, ce faci? În fine, lăsând asta la o parte, deci Acum, clar, Justy are niște probleme la mansardă. Nu putem spune ce că nu suntem psihologi, nu suntem um, psihiatri, dar sănătos la cap nu este. Încă de la început părea că nu-i sănătos la cap din punct de vedere mental, mă rog, nu-i sănătos la cap, dar că știi, să prinzi oameni care au probleme psihice. Să-i fugărești pe linia de tramvai să strigi după ei, prindeți-l! Știi, să te pui la mintea lor, fără să zici că ești trimis să, de, la poliție să-l prinzi pe unul în flagrant, nu ești detectiv. Și n-ai vreun antrenament în domeniu ăsta, felul în care el, felul în care, mă tradeți, felul în care el îi prindea, se baza pe faptul că se putea pune foarte bine în pielea lor. Eu vă dați seama că, mă rog, așa se merge despre... Doctorii pentru doctori psihiatrici sau, mă rog, medici, oameni care trebuie să lucreze cu oameni nebuni. Sunt și ei la rândul lor nebuni ca să înțeleagă pe aia. Pe lângă antrenamentul și uh, studiile pe care le au. Dar în cazul lui Justi cam așa a fost. Știa cum să mai prindă pe unul pe altul la început care chiar era un hărțuitor pentru că și el la rândul lui este. Pedofil nu cred că este. Adică asta mai trebuie să apară acum o fată care să fi zis când aveam 14 ani ăsta mă contactat Dacă mai apare acum o fată cu dovezi, bă, s-a încheiat. Pa, cum zice Felipe la pușcărie, dar sper să nu fie chiar așa. Deci eu inițial am crezut că era doar un om care era un simp și nu știa să accepte un refuz. Dar după ce am văzut tot ce a apărut pe net ulterior, la evolu stresul cu Diana, filmarea din scara de bloc, cum a început să o dea la întors, a dat-o la pace cu Final Boss, Deja s-a cam toată treaba. Și pot considera că tot ce a făcut el a fost în zadar. Întâi am zis că, bă, poate doar cum a spus el în ăla cu cine sunt eu, n-a să văd poster de păredit, nici nu intrasem păredit. Am intrat păredit ulterior, când am făcut un live pe tema asta, cu Final Boss. ul Că intrasem pe live. Um, să reacționezi la treaba cu Final Boss, ca apoi să fi postată la cu cine sunt eu, nu știam ce, ce că era vorba și de postări de pe Reddit, ca a zis el, și după aia am intrat pe Reddit și s-a schimbat toată treaba și era, stai bă că e, e cu totul altceva aici. Da, multe au fost în ce a făcut el și ideea asta să faci un fel de comandă la mine, consilier de urgență, super neni sau ce emisiuni de genul mai erau. Mi se pare o treabă de cacatos, adică să înscenezi. N-ai nicio treabă cu justiția să te dai drept cineva și să-i spitești. Ce ești tu? The devil himself? Te crezi MJF? Uh, da, pe unii a prins care chiar aveau niște probleme cu capul cum era la primul. A văzut că prinde treaba asta și a zis Hai să mă bag pe chestia asta că pot să prind atenție. Atenție de care omul are nevoie. Zicea în clipul său cu să ia, că ia o pauză. Așteaptă să vadă ce pune Lospa, că e mai punctuan, mai analitic, mai... și imaginea că e mai blând Lospa. Nu că cu dementule să te duci la pușcărie Și din astea Mă mai aud? Mă mai aud bun Da Într-adevăr, Lospa este un om care te face praf din vorbe fără să-ți dai seama, fără să conștientizezi în câte feluri te-a făcut cu oși, cu oțet și bagă și dovezi și n-ai cum, să, n să, te, să te contrazici cu Lospa, că el când se apucă de o treabă de genul, el chiar că face justiție. Fără să-și dea aere de justițiar Fără să-și pună asta lube E doar el Ciprian Lospa care face treaba bună Lospa ți fac și promovarea acum Te lui Ceanul meu Bun Revenind la treaba noastră Deci a arătat conversație cu Justi din vară în care au început să apară niște treburi legate de el. Postări care erau de pe gazeta YouTube O pagină de Instagram Unde apare și Lospa acolo Că mai apare informații despre ce au făcut YouTuberi XY Nu urmăresc pagina Că postează foarte mult despre YouTuberi De care nici nu-mi pasă Și când se postează legat de Lospa Vedeam direct la Lospa la de Dădea el share Și ăsta just a crezut că Lospa are Pagina aia, că el este minu Dar n-a fost așa A vorbit al nostru Ciprian și cu um, un fost membru în echipa lui și ne-a confirmat. A dat din casă tot. Din casă, din bloc, din scară de bloc. A spus tot ce era de spus. Că omul suferă de lipsă de atenție practic. Are nevoie de validare. N-ai voie să-l contrazici. Și foarte bine că a plecat și nu s-a mai complicat. Am rămas de-a lungul timpului umid de câte chestii începeau să apară. Filmarea din pe care a făcut-o Diana și era Stai mă, asta chiar e vocea lui Dar după aia nu înțelegeam de ce vorbea în engleză Probabil că era că înțelegeau alți oameni Totuși, el a zis Că El s-a dus noaptea la ea Că ea lucra ziua Nu, lucra seara, era trează seara Și ea dormea ziua, ceva e genul Da, dormea ziua Că lucra seara sau nu mai știu Dar tocmai ea a spus că dormea Când L-a trezit că îi bătea în termopan. Mă, Mir, că n-a spart termopanul ăla de la balcon. Rezistent, bă. Și rezistă. Și rezistă. Și rezistă. Um, după aia când am văzut și filmarea... Din... Deci, am rămas uimit. Bă, chiar așa face? Totuși te duci noaptea și bazi la geam. deci de ce vorbea în engleză? Am rămas uimit. Am fost un pic sceptic la început că a fost treaba aia cu Final Boss. Și am crezut că... E în scenare sau ceva, nu știu, am zis că s-au pus fanii lui Final Boss pe el, dar n-a fost așa că -o la pace și au continuat să vină treburile. Acum pe bune. Fix la ăla mai periculos fiind extrem de popular, ai zis, hai că-l fac praf și cresc faima, ai văzut că ai, deci ai crezut că crești faima că îl faci tu praf pe ăsta pe Final Boss când scenezi și când ai văzut că are mulți susținători care te atacă și au venit și alți oameni cu dovezi împotriva ta, ce ai zis? Hai să nu mai fiu ca pictorul neamț să fiu atacat pe două flancuri și a dat-o la pace. O pace nedorită, o pace care mai bine, pe care mai bine nu o făcea. Mai bine nu mai posta videoclipul și se făcea ca a uitat Băga o vrăjeală că I s-a ars pisiu Și nu mai are filmările Măcar atât Dar nu A făcut și vin o Vicenț Onești așa Și acum a început să ia apărarea La fel și Final Boss de la Să vă trag la cioc E acum Bă, Nu e om rău încetați Că ce am pus și eu Era obsesor S-a dovedit că sunt falsi Și un om bun Da Nu mai merită urmărit Sponsorii lui Foarte bine că îl lasă și eu cred că va avea o soartă asemănătoare locolo. Colo. La Colo a fost instigare. La justiție sunt fapte. fapte care sunt dovedite. Mai ales filmarea din scara The Block, de bloc filmată de un, dispozitiv probabil Hikvision. Nu pot să zic ce model că nu-mi dau seama, dar sunt sigur că e Hikvision. Nu mă întrebați de unde știu. Și acum pe bune. Deci până că zicea veneam la ea că era trează seara bun, de deci ce venea și ziua când dormea și ea chiar dormea și tu. deci aia cu că, nu, că era ea trează e total vrăjeală, să-ți vină unul să-ți bată la geam, păi dacă era în Statele Unite te împușca și mama dracului, unii ar merita să locuiască în Texas, în zonele alea periculoase, Chit că nu sunt fan înfocat Statele Unite unele lucruri chiar la locul lor acolo pentru oameni de genul Merită să ai o armă în dotare în casă, să o folosești în caz de orice. Vă zic sincer. Poate exagerez, poate nu, decideți voi. Uh, ce dracu mai zicea? A, ah, chestia aia cu... Păi dacă o vedeți panicat așa, după ce a cu spray cu piper... Ce faci ca bărbat? Ce faci ca bărbat? Îți zic, zic eu ce aș făcut. Ca bărbat ce sunt eu? Ca un dac adevărat ca un adevărat mascul, posesor de cromozon Y de pe acest ținut dar nu Pontic. În primul rând, n-aș fi ajuns la faza cu spray cu piperul, îmi băgam picioarele de mult și plecam, îmi ziceam, du-te dracu să nu mai aud de tine. Acum bune, zice că la dinainte dormea la ușă sau plângea la ușă și după aia ai ajuns tu în situația aia, păi în momentul ăla eu intram, cum să spun, intram în rușine de pământ față de mine, mă luaș o depresie și plecam cu coada între picioare și încercam să uit de toată treaba asta, nu continuam să mă răzbun. Doi la mână, dacă ajunge să-ți dea cu spray în ochi, zi mersi că n-avea un pistol sau un cuțit în junghie. jungie, Că eu în locul ei umblam cu un briceag la mine să te... să fac un breton. Vă zic sincer, căutam oameni care să fie tot așa mai făcuți niște gorile, cum a fost la faza aia când a trebuit să meargă la dentist și a așteptat-o. Chemam niște gorile să te caftească. Așa ceva nu se face. Indiferent care cu care a greșit, că ați fost toxic sau nu. Nu se face așa ceva. Un bărbat. Nu deștept ștept. Pus un bărbat. Tu nu ești bărbat. Tu ești un animal. Că faci așa ceva. Un om. O ființă umană. Un homo sapiens. Știe că se oprească și pleacă, nu ajunge la asemenea gesturi. Ce faci ca bărbat situația aia? Păi dacă ajunge, ajunge situația aia, pleci. Până nu cheamă poliția. Eu dacă ajungeam într-o situație în care să am o ceartă de genul și nu știu, aș fi ajuns să-mi dea cu spray în ochi, să zicem. Deși, să fim serioși, nu sunt vreun om solist sau ceva. Adică pe mine mă poate bate o fată de 1,70 un pic mai... Mai mai solidă. Mai ales că am și operația asta la umăr, mi-a dat una, m-a pus în cur. Dar dacă aș fi, ajuns, aș, fi ajuns în situația aia, două lucruri aș fi plăcut, aș fi făcut. Unu, plecam, dar ușor. Nu fuga că părea prea dubios. Plecam încet așa tiptil. Doi, nu o luam în brațe sau așa să se calmeze. Mă puneam cum erau treptele alea acolo. Mă puneam pe trepte Așteptam să se calmeze. Îmi ceream scuze. Și îi juram, îi promiteam. Am înțeles. Sunt un bou. Acest, deși acesta este un spray paralizant cu piper și nu prea mai văd bine, mi s-a deschis al treilea ochi și mi-am dat seama că nu-i bine ce fac. Îți urez o viață frumoasă și sper să nu ne mai auzim niciodată. Măcar asta ai făcut, nu se insiste în halul ăsta atâta timp. Și totuși să-ți faci WhatsApp cu număr de Statele Unite, las-o dracu de treabă. Da. Dezamăgitor. Repet, ce am mai zis los pe odată, o dată, că youtuber mare nu contează. Faptul că ești youtuber nu te faci un om, un cetățean cinstit. Că una, două, când vezi mai mulți bani, promovezi țepe, faci drame din astea, Iurea, și din nou, că n-am adus vorba de el Vă mulțumesc tuturor pentru susținerea la videoclipul cu cel ce se victimiza pe Facebook. Chiar vă mulțumesc tuturor celor care ați dat share pe fb -ul. Uh, și uite, ajungem la victimizare, că el a jucat cartea cu victimizarea, că e lumea împotriva lui care se închidă proiectul. Am zis o chestie la început și vă că n-a făcut-o. Bă, să fiți zis pe video, am greșit. Și acele greșeli nu se vor mai repeta, aveți cuvântul meu. N-a spus asta. Și tare mie că el acum, tare mie că el pregătește ceva mai nasol pentru cine l-a dat în gât. Credeți voi că o să stea potolit? Observând că el chiar este o fire răzbunătoare, nu știu ce să zic. Deci, în locul fetei alea, care e noroc de fătălei care devin, care devin obsedați. De fapt, nu mai sunt fătălei. Că dacă erau fetele doar plângeau la ușă și se opreau acolo. Nu ajungeau agresivi. Agresivi. Cărțuitori. Dar oricum, eu în să săracii fete, nu o cunosc pur și simplu. Nu vreau să o lau sau ceva. Bravo e că a putut să vorbească ușor despre toată treaba asta. Și mă bucur că n-a intrat un, Cum să spun? N-a lovit-o atât de tare anxietate în halul în care să și acum să nu mai se în casă și să n-aibă curaj să vorbească sau să se ascundă undeva la țară de el. Și a reușit ea să-și continue viața, dar el n-a putut să treacă peste. Și sfatul meu pentru voi, indiferent dacă pățiți cum zice el, că era geloasă și vă a găsit o conversație mai veche și v-a nu contează. În momentul în care nu vă mai vrea, plecați, faceți-i pe plac și plecați. Nu mai fiți răzbunători că ajungeți în situația asta. Mare, mare atenție. Dacă tu n-ai greșit cu nimic și îți dă papucii, se va întoarce la voi. După o lună, după două, o să vă contacteze iar sau o să le zic altora despre că bă, dar ăsta nu era așa nașpa, am fost eu scroaful cu el sau bă, ăsta era băia bun. Am exagerat un pic. O să fie treaba aia. Și la e momentul în care vă puteți răzbuna și când zic răzbuna, mă refer să-i dați, să tratați și voi cu ignoranță. Că boala prostului, aici n-a cus pe nimeni că e prost, dar boala prostului e să nu-l bagi în seamă. Moare dacă nu primește atenție Asta Prin asta mă referă răzbunare Sau poți să-i spui frumos Bă apreciez că ți-ai dat seama de greșeala ta Dar nu vreau să mai continu nimic Sau dacă tu consider că e de iertat Puteți reîncepe treaba Asta în situația în care Voi n-ați greșit Dar dacă ați greșit și voi și v-ați cerut scuze Nu v-au fost acceptate Sau zice Nu mai vreau să te văd în viața mea Păi pe pă plac Păi pe plac. Capul tăiat, sabia nu taie. Parcă așa se zicea. Uh, ce să zic? Datoria voastră este să vă bucurați de spectacol. Nu să începeți să... Cum am spus și în alte clipuri. Să începeți acum să dați cu ură în stângă și în dreapta. N-are rost să mergeți să-l înjurați pe justică. Nu rezolvați nimic. Dacă continuați este susținători, n-are rost să mergeți la Lospa sau la stresul sau la alții să-i că ce aveți bă cu el. Să ziceți de Diana că ce bă că e o blondă. E o blondă cu buricul gol. Nu-mi place sau din astea. Nu. Datoria voastră e să vă bucurați de spectacol. Să luați un, uh, o bere din asta de s-a scumpit destul de mult și nu sunt și eu contactat să mă sponsorizeze. Să vă bucurați de spectacol. Și să rămâneți cu ceva să învățați ceva din toată treaba asta. La, eu, eu, în continuare, vă voi lăsa o morală a poveștii. Învățați când să vă opriți, acceptați un refuz, nu fiți ca Felipe, nu fiți ca Justi, nu tot ce zboară se mănâncă, nu faptul că ești youtuber nu te face un om bun doar pentru că ai popularitate. Ca așa și pe pictorul Austriac care nu... Făcea proporțiile bine în picturi... Uh, îl știe toată planeta dar... A făcut ce a făcut... Sau... Con sau inamicul său din Uniunea Sovietică... La fel a omorât mai mulți oameni ca el și... E popular dar n-a fost un om bun... Ați prins ideea... Mare atenție cu anturajele pe care le aveți... Și... aveți grijă de voi, de adevărații hărțuitori, de adevărații prădători și când unul vedeți că e bun pe scandal, aduceți-vă aminte că multe scandaluri sunt regizate. Și nu e tot ceea ce pare. Că televiziunea și prostiile de acolo s-au mutat pe YouTube, mă refer la format și emisiunile în sine. Așadar, Caz închis. Al nostru justi e un Felipe... Dar, mă rog, nu e nebun ca Felipe. Dar eu îl pot considera mai periculos care influența asta în continuare și... Poate să trimeat armata de fani focați să îți umple frigiderul păneci și prostii din astea. Să sperăm că acum cu presiunea asta de pe internet vor începe demersurile și tare mic o să ajungă cu brățări ca și colo atunci acum 2 ani. Pe colo-l ați anihilat. Am ciar, cam merita și omul ăsta anihilat și în ideea să nu mai urbăriți. Nu să începe să fiți răi. Că vă inervați degeaba. Pur și simplu. Nu-ți place ceva? Nu te uiti. Acea vizionare pe care o faci tu doar ca să lași un comentariu răutăcioși și un dislike face bine. Mai ales că acum nu mai vedeți dislike-urile. Mă rog, eu le văd cam o extensie. Am pus un video mai demult, nu contează. Cam atât. Ne vom auzi pe data viitoare și da, vă las videoul în comentarii pe undeva. Lui a ieșit extraordinar de bine și... Merită văzut, savurat cu o bere. Noapte bună tuturor!